Conform unui sondaj curs de tip omnibus publicat pe site-ul știrpesurse.ro, 50% dintre respondenți consideră comasarea alegerilor o idee bună sau foarte bună, în timp ce doar 31% consideră o idee proastă sau foarte proastă. De asemenea, în sondaj a fost măsurată și intenția de vot pentru partide în perspectiva alegerilor europarlamentare. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile europarlamentare, PSD ar obține 31%, urmat de PNL și AUR, ambele cu 20%. Un sondaj curs de tip omnibus analizează cea mai fierbinte temă politică a momentului, comasarea alegerilor. Conform sondajului, 50% dintre respondenți consideră comasarea alegerilor o idee bună sau foarte bună, în timp ce doar 31% o consideră o idee proastă sau foarte proastă. Alți 19% dintre cei intervievați nu știu sau nu au răspuns la întrebări. De asemenea, în contextul discuțiilor despre liste comune PSD și PNL la alegerile europarlamentare, a fost măsurată și intenția de vot pentru partide în perspectiva alegerilor europarlamentare. Ar fi de remarcat faptul că actuala coaliție de guvernare ar lua peste 50%. Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, ar obține 13%. Foarte puțin peste scorul politic al USR, UDMR și SOS ar obține 4% și trebuie să tragă tare pentru a depăși pragul electoral. De asemenea, PPUSL, Pro-România și Partidul Patrioților încheie clasamentul cu un scor de 2%. De menționat că sondajul curs a fost realizat în perioada 3-14 februarie 2024, în rândul populației adulte cu vârsta de peste 18 ani, pe un eșantion de 1067 de respondenți. Metoda de culegere a datelor a fost față în față la domiciliul respondenților, cu o marjă maximă de eroare de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%.